Vă salut, prieteni din Montreal, din Canada și de pretutindeni. Avem în aceste zile un eveniment major în Europa cu criza refugiaților din Libia, din Siria. Mai avem și în interiorul României o lege care ne spune cât de răi am fost noi în timpul celui de-al doilea război mondial. E bine, eu o să vă spun în această seară despre refugiații polonești din România de la începutul celui de-al doilea război mondial. Ne aflăm în 1 septembrie 1939. Germania invadează Polonia. În prima zi aviația poloneză este terminată. A doua zi Anglia, Franța, POC și Canada declară război Germaniei și astfel începe cel de-al doilea război mondial. În următoarele două săptămâni, Polonia este o țară ocupată și este desființată ca stat pentru a patra oară în istoria sa. În acest timp, România avea o graniță comună cu Polonia și un număr probabil necunoscut din armata poloneză și din civili polonezi își găsesc refugiu în țara noastră. Președintele fostei Polonii este primit de regele Carol al II-lea, deci totul se desfășoară la nivel înalt. Ministrul de externe, armata poloneză este în România. Mai multe trenuri cu tezaurul polonez ajung în România. O parte dintre ele se refugiază în diferite zone ale lumii prin portul Constanța. Iar tezaurul polonez, o sumă imensă de aur, este luat în custodia Băncii Naționale a României și păstrat până cu evenimente fabuloase, bineînțeles, păstrat până la finalul războiului și înapoiat. E de bine de ținut cont. În timpul acesta, toți polonezii care ajung în România sunt tratați cel puțin omenește. Funcțiile militare sunt plătite din banii românilor. Există liste de salarii, pe condiții excelente de viață. Iar pentru restul populației sunt organizate școli pentru copii, învățare de limbă și tot ce se întâmplă actualmente în modernitate pentru emigranți. La sfârșitul războiului, cum vă spuneam, are loc un eveniment destul de important în care inclusiv tezaurul României împreună cu tezaurul Poloniei este ascuns undeva într-o peșteră în Tismana. Iar în final, peștera este organizată în același timp în așa fel încât dacă este atacată să fie pulverizată, deci acoperită, deci protejată. În timpul ăsta, situația era destul de complicată, având în vedere că trupele armatei germane se retrăgeau, iar trupele rusești erau deja ocupate o parte din teritoriu. În final, e bine să ne reamintim, mai ales acum când vedem tot ce se întâmplă cu emigrarea în Europa, să amintim inclusiv polonezilor despre cum s-a purtat România și să fim mândri pentru asta, pentru ajutorul adus unui popor în situații grave. Iar cum știm foarte bine despre numărul mare de morți și de sacrificii umane în Polonia, cred că armata poloneză care s-a retras în România au avut un foarte mare avantaj, în primul rând pentru că au scăpat cu viață și în al doilea rând au format, o mare parte dintre ei au plecat plecând în alte țări, au format guvernul polonez de exil, luptele, armata poloneză de eliberare, etc. E bine de știut asta pentru că sunt lucruri care, mai ales acum când numai de lucruri mai mult rele se vorbește despre noi, e bine să știm că suntem și un popor bun cu evenimente de care putem să ne mândrim. Este foarte important să fim împreună, să le oferim copiilor un mediu bun, un mediu securitar, un mediu competitiv, unde ei vorbesc românește și de asemenea merg la concursuri de nivel internațional. Este foarte important să ne solidarizăm la activitățile care onorează
tot ce este românesc, cultura noastră milenară. Suntem mândri de rădăcinile noastre, dar trebuie să predăm ștafeta mai departe, să pregătim noile generații. Unii copii sunt născuți aici și atunci este foarte important să organizăm evenimente pe concret, adaptate după puterea lor de înțelegere. Avem de asemenea și cursuri pentru mămici cu copii mici, cum ar fi ajutor de educatoare. Iată, începând de anul acesta oferim acest curs. Deci persoanele care nu pot să meargă să-și caute un job pot între timp, în timp ce copiii sunt la cursuri, să beneficieze de acest curs de ajutor de grădiniță și să-și facă apoi un stagiu în cadrul școlii românești. De altfel și profesorii care sunt nou veniți aici în Canada, invităm să ne contacteze și orice experiență ați avea, vă invităm să ne contactați pentru că vom găsi rolul dumneavoastră în acest proiect pentru a face o experiență canadiană. Dăm scrisori de recomandare și ne ajutăm cu relații, cu activități pe care le organizăm cu entuziasm, plecând de la spectacole până la excursii, expoziții și sesiuni de informare. Ar trebui să vă vorbesc poate o oră despre toate activitățile, dar mai bine vă adresez o invitație să veniți la activitățile noastre care sunt afișate atât pe Facebook cât și pe site-ul junimeamoreal.org. Pentru început va fi deschiderea celui de-al 6-lea an de școală românească, va avea loc pe 12 septembrie la ora 10. Dacă aveți dacă vreți să vă amintiți de emoțiile de început de an școlar din copilăria noastră, atunci veniți la Școala Junimea Română din Montreal pe 12 septembrie să participați la această ceremonie de deschidere cu serbare și cu, bineînțeles, cu frumusețea și veselia elevilor de la 4 ani care, iată, pășesc pragul școlii. Vă mulțumim de atenție și vă așteptăm la activitățile noastre, la serbări, la toate surprizele pe care le pregătim, încununate de surâsul copilăresc. Bună ziua, sunt pictorița Claudia Mandlă de la Școala Junimea Română și îmi face mare plăcere să predau pictura și să transmit generațiilor viitoare pictura. Vă aștept cu mare drag și anul acesta, ca de obicei, pe cei mici și pe cei mari. Bună ziua, dragii mei! Mă numesc Oana Itu. Voi preda arte plastice pentru copiii cei mici. Vă așteptăm cu drag. Dacă sunteți îngrijorați cumva că nu știți să desenați, nu știți să pictați, vreau să vă zic că desenul este o artă care se învață încetul cu încetul. Vom începe cu materialele, cu ținutul pensulei în mână, cu culorile. Vom vorbi la cursurile noastre despre culorile calde, culorile reci, despre tonuri, nuanțe și împreună vă asigur că vom face lucruri extraordinare. Îi așteptăm cu drag pe copiii români din Montreal să vină alături de cursul de clubul nostru de șah, care este deschis începătorilor și nivel intermediar pentru a cunoaște rudimentele acestui joc, dar și pentru a-și dezvolta trăsăturile de caracter, perseverența, calmul, capacitatea de concentrare, capacitatea de a lua și a-și asuma deciziile. Deci vă așteptăm cu drag alături de școala noastră Junimea din Montreal. Bună ziua, sunt Claudiu Dumitrașcu, centură neagră 6 de ani în sistemul Shotokan Fudokan și am plăcerea să predau cursul de karate, un curs de inițiere la copiii de la școala românească. Aici am doi dintre elevi care au venit în ziua de azi, când este ziua înscrierilor la cursurile de la școala românească. Și aici am făcut un antrenament împreună cu Cătălin și cu Ioan. Principiile generale sunt elocvente și repetate la fiecare antrenament în japoneză și ele sunt așa. În primul rând, vreau să-mi îmbunătățesc caracterul mai mult decât orice. În primul rând, vreau să urmez calea adevărului mai mult decât orice. În primul rând, vreau să pun toată energia și abnegația în ceea ce fac mai mult decât orice. În primul rând, vreau să mă abțin de la orice activitate violentă mai mult decât orice. Și în primul rând, vreau să fiu respectos față de toată lumea
și toate lucrurile și ființele, mai mult decât orice. Aceste principii generale spun foarte mult despre intenția acestei școli. Mai mult decât atât, noi suntem o familie aici care când ne întâlnim, glumim, râdem, evoluăm, greșim, râdem de propriile noastre greșeli, pentru că numai râsul de propriile greșeli te poate lăsa să evoluezi spontan. Karatele nu este doar luptă. Karatele este o stare a spiritului, până la urmă. Și mai departe, devine și un mod de viață. Asta este ideea cu karatele și pentru ca să fie un copil cu o stabilitate psihologică bună, să aibă o capacitate de concentrare, să fie fizic dezvoltat bine. Deci pentru asta ne stimulați, a fost premisa de a începe karatele. Am venit aici cu gândul să reprezentăm și limba română și traiul românesc. Am fost rugat să vin cu ceva românesc și singurul lucru reprezentativ a fost cușma dacică și în același timp și costumul tradițional românesc care este alb. Se pare că și Japonia a învățat ceva de la România, de la călușari care au un echipament alb ca a nostru. Și asta e, noi cu bucurie reprezentăm aici limba română, deși cursul de karate îl predăm și majoritar în japoneză, care se învață pe parcurs, și în franceză, dacă avem copii care înțeleg franceza mai bine ca română. Dar majoritatea elevilor care vin aici sunt români. Bună ziua, numele meu este Olimpia Velicea, reprezint comunitatea românească de la Financiar Sun Life. Astăzi sunt prezentă la acest minunat eveniment ca și sponsor oficial al școlii Junimea de la Montreal. Sunt mamă la doi copii, sunt imigrantă ca și dumneavoastră, sunt de 10 ani, iar ca și toată lumea care vine, ne punem întrebarea unde ne îndreptăm, ce facem și care sunt soluțiile și serviciile pe care le putem căuta. Eu voi fi prezentă financiar și voi susține financiar toate proiectele pe care doamna Tunaru le are în vedere, pentru că am o foarte mare experiență în pedagogie și mă leagă copiii. Am fost educatoare, profesoară și directoare de grădiniță. Din cauza aceasta mă implic emoțional și nu numai. Doresc ca tinerii noștri români să cunoască limba românească și să nu o uite niciodată. Deci, mă numesc Flavia Ciobanu, mă aflu în calitate de părinte pentru prima dată astăzi la școala Junimea Românească din Montreal. Am venit deoarece îmi doream de foarte mult timp să-mi înscriu fetița de 6 ani la cursurile de limba engleză și am auzit, bineînțeles, prin intermediul cunoștințelor de existența școlii, ceea ce mi-a dat curiozitatea să mă uit pe site-ul internet și să văd că, într-adevăr, există o varietate foarte mare de cursuri și activități adresate copiilor de toate vârstele. Și voilà, sunt pentru prima dată, îmi place foarte mult localul, este situat și aproape de noi, deci ceea ce este un mare avantaj. Iar ea, deși este pentru prima dată astăzi aici, a fost foarte încântată, s-a simțit ca acasă și așteptăm cu nerăbdare să înceapă cursurile. Nu numai pentru engleză am venit, ci și din dorința de a menține totuși o legătură cu limba maternă, deoarece, bineînțeles, cred că toată lumea știe că învățământul este numai în franceză și sunt foarte puține cursuri de limba engleză în școlile private. Deci, și din dorința de a menține o legătură cu limba și cultura românească. Am apreciat foarte mult și calitatea primirii și căldura oamenilor care lucrează în această instituție, așa încât, cum am spus, vă încurajez din tot sufletul, în calitatea de părinte, de a vă aduce copiii aici și de a păstra, pentru că este foarte greu, dat fiindcă trăim în afara țării, să păstrăm această legătură cu cultura și tradițiile. Veniți și încurajați-vă copiii să continue să trăiască românește, deoarece avem valori care merită transmise din generație în generație. Reluăm discuțiile cu doamna avocat Călina Bala.
Astăzi vom vorbi la sfatul specialistului despre procesul de cumpărare al unei case. Ce anume implică oferta de cumpărare? Oferta de cumpărare, așa numită în franceză promesse d'achat, pentru că tribunalele fac distinție între ofertă de cumpărare și promesse d'achat și facilitează numirea ei promesse d'achat în cadrul cumpărării unui imobil, este acel document pe care îl semnăm în momentul în care vrem să cumpărăm o casă. Noi suntem cumpărătorii, transmitem această ofertă de cumpărare, această promesă de achat vânzătorului. Transmiterea se poate face direct de către noi sau prin intermediul curtierului imobiliar care ne ajută la cumpărarea acestei case. Oferta noastră poate să fie acceptată, cum poate să fie refuzată. În momentul în care ea este refuzată, putem să primim o altă contraofertă din partea vânzătorului. În momentul în care noi acceptăm această contraofertă sau în momentul în care vânzătorul acceptă oferta noastră de cumpărare, se încheie un contract. Orice contract are drepturi și obligații. Dreptul nostru este să cumpărăm casa, iar dreptul vânzătorului este să ne vândă casa pentru prețul pe care noi îl vom menționa în cadrul acelei oferte de cumpărare și să semnăm contractul de vânzare-cumpărare la o anumită dată în fața unui notar. Semnarea nu se poate face decât în fața notarului, este un act autentic care pentru a avea valabilitate trebuie neapărat să se facă. Ce se întâmplă și care sunt cazurile cele mai dese este situația în care, după ce am semnat această ofertă de cumpărare și după ce ea a fost acceptată, ne trezim a doua zi dimineață și nu mai vrem să cumpărăm. Avem impresia că, de fapt, noi nu am semnat contractul de vânzare-cumpărare, că această ofertă nu ne obligă la absolut nimic. Ne aducem aminte de toate datoriile posibile, viitoare sau actuale și nu mai vrem ca să mai semnăm contractul de vânzare-cumpărare. În această situație ne expunem la două recursuri din partea a două persoane diferite. Ne expunem la recursul așa numită actiono in passation de titre, acțiunea în pasarea titlului, din partea vânzătorului, care ne poate obliga să cumpărăm acea casă. Ne expunem la posibilitatea acestui vânzător să ne urmărească pentru toate pagubele pe care noi îi le cauzăm prin refuzul de a semna contractul de vânzare-cumpărare. De exemplu, el este obligat acum ca să repună casa de vânzare, el este obligat să cheltuiască anumite sume de bani pentru a repune această casă de vânzare și în situația aceasta el ne poate urmări efectiv în judecată. Un alt recurs judiciar care poate să fie luat împotriva noastră este recursul curtierului imobiliar pe care noi îl luăm pe care serviciile căruia noi le solicităm pentru cumpărarea acestei case. Agentul imobiliar se chema înainte de schimbarea legii, acum se cheamă curtierul imobiliar. În momentul în care reușește să obțină o ofertă de cumpărare să fie acceptată de către un vânzător sau o contraofertă de cumpărare să fie acceptată de către cumpărător, el are sarcina lui, să spunem așa, în cadrul serviciului pe care ni-l prestează, este realizată. Prin urmare, el are dreptul să obțină comisionul, suma de bani pe care noi trebuie să o plătim și în virtutea căreia el ne-a reprezentat. Deci, vrem, nu vrem să semnăm contractul de vânzare-cumpărare, trebuie să respectăm obligațiile pe care noi ni le-am asumat semnând oferta de cumpărare. O altă situație foarte frecventă este de partea cealaltă.
Dacă suntem vânzători, ne-am pus casa de vânzare, o avem pusă, vânzarea pe piață se face cu un curtier imobiliar, obținem o ofertă de cumpărare, acceptăm această ofertă de cumpărare și ne trezim că nu mai vrem să vindem. Situația este foarte gravă, pot să spun. Cumpărătorul nostru are împotriva noastră acea acțion în pasațion de titr, acțiunea în pasarea titlului. El deschide o acțiune în pasarea titlului la Curtea Superioară, Camera Civilă. Nici măcar nu știm de existența acestei cauze pe care el o deschide la tribunal. Cu numărul de dosar pe care el îl are de la tribunal, merge și face un aviz de preinscripție pe care el îl întăbulează pe casa noastră la cartea funciară, la registrul foncier, și ne trezim că nu mai putem să vindem casa. După ce el a deschis dosarul la tribunal, după ce ne-a înscris avizul de preinscripție pe casă, de-abia atunci el dă aceste documente husierului, care vine și ne bate la ușă și ne amintește că în 30 de zile avem o cauză împotriva noastră și că efectiv casa noastră nu mai putem să o vindă pentru că este un aviz de preinscripție pe ea. Deci consecințele sunt foarte grave. În afară de această acțiune în pasasion de titlu sau chiar în cadrul ei, el poate să ne ceară și el pagube. De exemplu, am avut un caz în care persoana respectivă, cumpărătorul, a făcut promesa de așa, a fost acceptată promesa de așa, această ofertă de cumpărare, și el la rândul lui a vândut drepturile lui în această ofertă de cumpărare altor persoane, dar pentru o sumă mai mare. Deci diferența acea de sumă, el poate să ne urmărească pe noi și să ne o ceară ca și daune. Atenție mare! Avem acțiuni în pasațion de titr, avem acțiune în pagube, amuzamentul pe care îl facem cu o ofertă de cumpărare și neurmarea ei, desemnarea unui contract de vânzare-cumpărare, ne costă bani. În majoritatea filmelor cu cowboy, când banditul se întâlnește cu victima, pe aceasta din urmă nu o lasă să vorbească, o împușcă repede, ca să nu-i afle povestea. Cam așa fac toate națiunile mari, cuciritoare cu cele mici. Când vrei să distrugi un popor, nu trebuie să-l lasă să vorbească. Și mai ales povestea lui nu trebuie să ajungă la urechile altora. Din acest punct de vedere, m-am reapucat să repovestesc câte ceva despre sufletul românesc. Ceva despre eternitatea de a fi român, dar și despre istoria contemporană a condiției noastre.